Ronda a treia și ultima din această seară. Da. Fiecare dintre ele și-a pregătit într-un negativ. Exact, da. Și vor cânta o piesă aproape cap-coadă. Pentru că am primit destul de multe reclamații că, domne, nu-i lăsăm pe oamenii să cânte suficient. Tu, acum, îi lași. Eu i-aș lăsa. Acum îi lăsăm să cânte suficient și atenție mare, pentru că notele de la juriu se vor aduna cu ce ați primit mai devreme, se va face o medie și cu ce vă va da publicul, vom afla cine va câștiga. Vă rog eu, pentru ultima dată, mai băgați salutul la ne băgăm la duș voioși ca să deveni faimoși. Hai, mă, băgăm și facem și un duș la final. Hai. Hai. 2, 3 și... Ne băgăm la duș voioși ca să devenim faimoși! Hai, Dalma, ce ne cânti? Celine Dion, I Dream All Night. Hai, să vedem. The city was sticky and cool. Maybe I should have called you first, but I was dying to get to you. I was dreaming while I drove the long street road ahead. Uh-huh, yeah. Taste your sweet kisses, your arms open wide. This fever for you is just better. Who did you like from the whole show? De ce ți-a plăcut din tot spectacolul? The thing that's also obvious is that the right song needs to fit the right person. E bine să-ți alegi piesa pentru vocea ta. And it was obvious that Dalma had a very, very rough time with Walk This Way, but she did. A avut o problemă cu Walk This Way la atitudine. But she pulled off Celine Dion like a diva. So Celine Dion a fost ca o diva, ca o diva. Am înțeles. Da, mulțumim că ați avut încredere în această emisiune Faimoșii și iată, datorită vouă, pe piața muzicală va mai fi încă o persoană care sperăm că va ajunge foarte departe. Am avut până acum 45 de concurenți în cele 9 ediții. Atât de mulți am avut? 45 de oameni veniți din toate colțurile țării. Am avut mii de oameni care s-au înscris pe myband.ro și mii de oameni care au vizitat site-ul televiziunii române www.tvr.ro. Au rămas doar 3, locul 1, 2 și 3. Juriu, notele vă rugăm. Mamă, eu trag cu ochiul aici. Pentru că Marius a spus că n-ar vrea să fie în papucii noștri, vrem să vă spunem că mai devreme am vrut să plecăm pe întuneric, pe șest așa, toți de aici, ca să nu... Vă e greu, nu? Deci notele pentru Dalma, vă rugăm mult. Hai!
Fără comentarii din notele, da? Da. Andra și Luminița 10, Răzvan 10, Randy 10, 10. Alex 10. 10 pe linie, 50 de puncte. Avem așa, 50 de puncte, dar mai ai obținut la prima probă. La proba a doua, cu atitudinea, ai obținut mai puține puncte, 42, iar acum ai obținut 50 de puncte. Deci ai un total de 142 de puncte. Uite, îți scriu aici pe cabine. Uite, 142 de puncte împărțit la 3 face media 47,3. 47. Să vedem media și pentru cei de acasă. Media pe TV și pentru cei de acasă, vă rugăm. 47,3. 47,3. Aceste puncte se vor aduna la ce a hotărât publicul, da? Bun. Dalma, care primește 50 de puncte. Hai să apucăm. Rugăm mult de tot. Rugăm mult de tot regia să lase voturile oamenilor pe TV, da? Dalma, 50 de puncte din partea oamenilor. Ai 97,3. 97,3. Asta înseamnă că ce o mai lungim, gata. Stai un pic, locul. Am aflat. Dalma câștigă. Ai avut o tensiune. Domnul de la... și domnul baron a votat numărul 3. Numărul, adică 3, care este? Să dai și tu numele, Radu. Dalma. Ah, uite ce, da, are. Deci, Radu Baron a mers pe câștigătoare. Stai, nu, stai un pic, vreau să-i chemăm pe toți cei care au participat la această finală. Să vină cu toți cei care au participat în finală. Ea este câștigătoarea, Dalma. Dalma, trebuie să ne spui ceva. Zii cum te simți, hai! Fantastic, mai mult galben decât fantastic. Ești faimoasă. Da, pot să spun, da. Ai fost prima câștigătoare de la prima ediție, ești câștigătoarea finalei. Da, mulțumesc mult. Ai multe premii. Publicului m-a salvat, chiar m-a salvat. Publicul a salvat-o pe Dalma. Vreau să le spunem oamenilor că Dalma va pleca 2 săptămâni în Guadalupe. Va merge de Revelion și de Crăciun să cânte pentru sectorul 5. Domnul primar Marian Vanghelie ți-a oferit concertul. Vei merge la Piatra Neamț să cânti, unde Gheorghe Ștefan de asemenea ți oferă spectacole. Mihaela Rădulescu va regiza videoclipul, primul tău videoclip. Moga îți face albumul. Avem, Alex va apărea în videoclipul tău. Andreea Bănică va apărea. Va avea featuring cu, pe album cu Luminița Angel, cu Delia, cu Andreea Bănică și cu Răzvan, care va vrea să cânte un rap. Nu, Radio 21, Radio 21 va promova. Adică ești faimoasă. 2, 4, 6, 6. Sunt toți, nu? Toți? We are the champions, zic eu. Confeti, confeti, ia confeti. Confeti, we are the champions. Și ești câștigătoare. Să vă mulțumim că ați fost alături de noi în cele 10 emisii. A fost un sezon foarte frumos, mi-a plăcut. Sperăm să ne întâlnim și din toamnă cu alte voci la fel de bune. Vă dorim toate cele bune. Eu mă pregătesc multă baftă. Să intru în studio cu Dalma și să-i scot nervii. Ok. Eu, dacă ai vreme, vara asta te aștept pe plajă la Costinez la Omenic. Mulțumim tuturor. Mulțumim mult. Mihaela, Radu Baron, Calcolan. Dalma, pentru-i nostru, Felix Casove! Mulțumim la clape, Mihai! La chitară, Alex! Mulțumim și tuturor care ne-au însoțit în alte ediții! Chiba la bas, Sânziana! Și finalul, ne băgăm la duș boioși ca să devenim faimoși! Jingle-ul, Alina, Madalina, hai! Toată lumea! Și...